Stimați ascultători, vă spunem din nou bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Până la marginile lumii. Astăzi avem plăcerea de a o avea încă o dată invitată pe sora Maria Tomulescu. Bine ați revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei. Bine v-am găsit și vă mulțumesc. Mulțumim și noi că ați acceptat invitația. Doar să readucem un pic aminte din ediția anterioară în care dumneavoastră ați povestit cum prin sora Stănoiu Elena, o soră care stăruia în a vesti Evanghelia, ați înțeles cuvântul lui Dumnezeu, ați mers într-o biserică evanghelică și apoi v-ați predat viața. Dar am vrea să mergem un pic și în urma acestui eveniment, cel mai important, presupun, din viața dumneavoastră. Cel mai important, adevărat. Când erați mică sau înainte de a ajunge la acest moment, ce experiențe ați avut, ce căutare, cum, de ce a fost așa un teren de fertil atunci când a venit sora și a spus ceva, de ce a fost așa de ușor, de ce ați acceptat așa de ușor? Pentru că, să știți, multe persoane au o prejudecată, mai ales față de evanghelici, mai ales de a intra într-o biserică evanghelică. Ce s-a întâmplat înainte de evenimentul nașterii dumneavoastră din nou? Deci eu m-am înțeles foarte bine cu bunica mea, adică mama mamei. Împreună mergeam la biserică, mi-era drag să o însoțesc, să-i scriu liturghiile, să mă deci duc. Nu doar de Crăciun și de Paște. Nu. Noi duminică mergeam, de duminică. Duminică de duminică. Foarte rar dacă bunica nu se simțea bine, dar de cele mai multe ori am fost împreună. Și acolo stăteam așa cum făcea bunica, făceam și eu. Deci eu eram cu minte pentru că bunica așa m-a învățat, să stau să ascult. Dar întotdeauna când am simțit rolul și efectul rugăciunii lui bunicii, când aveam un examen, când aveam o perioadă mai grea, deci bunica mea se ruga și adevărat că am simțit. Și am să dau un exemplu. Când am plecat la facultate, aveam 19 ani, am plecat și aveam o problemă la picior, nu puteam să mă îmbrac, să mă încalz cu orice și am ajuns acolo, m-am înscris, eram singură, nu a fost nimeni cu mine din părinți, din frații mai mari, din surorile mai mari, n-au fost cu mine, am fost singură. Am dus dosarul cu actele și a doua zi, când trebuia să mă prezint la examen, m-am dus la 8:30, la 9 începea examenul, în locul unde am pus dosarul. Și acolo am văzut că nu știam în care sală să intru. Și un bătrân mi-a zis, uite-te aici pe listă și vezi unde ești repartizată. Da, am văzut că sunt repartizată la Mihai Viteazu, nu știam eu că nu e acolo Mihai Viteazu, deci eram pur și simplu un copil singur. Și o bătrână îmi zice, mergi acolo, uite, e autobuzul și te duce exact, mai sunt două stații. Deci era în altă clădire, nu acolo? În altă clădire, dar domnul a zis, nu, mergi prin parc, te duce repede că nu mai e timp, treci parcul, treci Bega, mergi pe podul Bega și ajunge exact acolo la Mihai Viteazu. Când am intrat în curte, după ce am fugit, vă dați seama cât eram de speriată că ăsta-i cuvântul, acolo erau unde să mă duc, erau atâtea clădiri, dar într-un singur loc erau părinții pe scară și mi-am dat seama că acolo trebuie să intru. Am urcat repede, m-am uitat pe listă, mi-am găsit numele, eram prima, așa mă numeam, cu A începea numele meu, de domnișoară și am intrat. N-a trecut nici o jumătate de minut și gardianul a tras bara și de atunci n-a mai avut voie să intre nimeni pentru că noi trebuia să stăm rezervați. Am intrat în sală și acolo era o singură bancă liberă unde era copia mea după buletinul meu și mi-am dat seama că acolo este locul meu. Am răsultat de câteva ori liniștită și viitorii mei colegi chiar m-au întrebat, dar unde ai fost, dragă, de ai venit așa într-un suflet? Unde ai fost înainte? Și atunci mi-am dat seama că rugăciunea totuși bunicii a ajuns, existat, da, că totuși Dumnezeu există, chiar dacă noi nu putem să înțelegem multe din evenimente, Dumnezeu m-a avut în planul Lui, așa am înțeles, acum înțeleg așa, m-a avut în planul Lui și nu m-a lăsat în momentele grele. Știu că s-a rugat și mama și bunica și îi mulțumesc nespus de mult, căci am cunoscut drumul adevărului până la urmă. E adevărat, aveam experiențe și înainte, chiar dacă mai mici decât acestea pe care am spus acum cu examenul, dar, repet, eu pe Dumnezeu nu l-am avut așa aproape, nu l-am simțit ca acum de când am fost la pocăință, de când am trecut la pocăință. Dumnezeu pentru mine
Deci mulțumesc lui Dumnezeu pentru această lucrare care a făcut-o în viața mea și mă lupt în continuare așa încât să pot să fiu în împărăția Domnului cu mulți dintre creștini și îmi doresc foarte mult lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. După 89, când dumneavoastră l-ați primit pe Domnul Iisus în inimă, apoi soțul dumneavoastră a trecut printr-o suferință și în cele din urmă s-a întors și dânsul. Copilașii de asemenea s-au întors. Unchiul dumneavoastră ne-ați povestit data trecută. Da. Ce experiență ați avut cu Dumnezeu? Am mai avut o experiență mai deosebită cu mama mea, dar mi-a explicat frumos că deocamdată eu nu pot să trec acolo unde ești tu și chiar plecam duminică dimineața la biserică, eu o luam într-o direcție și mama o lua în cealaltă direcție. Dar Dumnezeu a lucrat, mi-a ascultat rugăciunile și a venit cineva, un frate cochet, îi spune, din Petroșani, a venit și mama a considerat că acela este răspunsul prin predica dumnealui, a primit răspunsul la rugăciunile, la nedumeirile pe care le-a avut și m-am bucurat foarte mult că este și mama. Tata a înțeles și el, cu timpul am fost și i-am spus și eu cum am înțeles, dar s-a predat într-adevăr, însă n-a ajuns să facă botezul pentru că a decedat. Colegii soțului chiar i-au reproșat: cum ți-a lăsat nevasta să se pocăiască? Și el a spus: soția mea s-a rugat pentru mine și eu, după ce am suferit 300 de zile aproape, am mers în cârje, acum am dat cârja jos și Dumnezeu m-a vindecat și avem experiențe cu Dumnezeu. El m-a susținut foarte mult. Deci, ai mei cei apropiați, mulțumesc Dumnezeu că ne-a ascultat rugăciunile și îmi doresc ca și ceilalți la care le spun Evanghelia cât pot și eu, chiar dacă nu am pregătirea care... Totuși, eu cred că o colegă de-a soțului meu era foarte drăguță și mergea cu mine la biserică, deci a înțeles. Dar înainte de a face botezul, a decedat. Aici e taina Domnului. Absolut. Nu știu, Dumnezeu știe. Îi mulțumesc Dumnezeu și chiar îmi doresc foarte mult să spun din cuvântul Domnului și oamenii care aud să înțeleagă și să facă pasul acesta hotărâtor în viața lor. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii acesteia ca să le facă de rușine pe cele mari. Da. Și El își găsește întotdeauna bucuria și plăcerea în slăbiciunile noastre. Așa că cel mai bine să fim smeriți, să fim la dispoziția sa și să se folosească în orice prilej, în orice moment de noi pentru a duce vestea aceasta minunată a împăcării cu Dumnezeu, cel mai de preț dar pe care putea vreodată Dumnezeu să-l facă omenirii. Și sigur a făcut-o din dragoste pentru noi, că îi pasă de noi, iar Fiul Său, ni se spune că deși era bogat, s-a făcut sărac, deși era pusă bucuria înainte, a ales suferința, a ales crucea. Și sigur, toate aceste lucruri nu sunt doar niște povești, nu sunt doar niște cuvinte pe care noi tot le repetăm, ci sunt esența dragostei lui Dumnezeu față de creatura aceasta, omul care de când l-a creat numai probleme i-a făcut lui Dumnezeu. Însă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că a trimis pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă parte de această viață veșnică. Dacă puteți să ne împărtășiți experiențe în care ați vestit Evanghelia și cum au reacționat, ce au făcut în urma vestirii cuvântului. E adevărat că îmi face o deosebită plăcere să vorbesc cu cineva despre cuvântul lui Dumnezeu. Atât cât am citit și eu și îl înțeleg, este foarte important să știe oamenii să cunoască cuvântul și să înțeleagă că numai bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și că Biblia este plină de îndemnuri: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci Apostolul Pavel și în Faptele Apostolilor și în atâtea locuri scrie același lucru, sunt mai multe forme: vă rog fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu atât insistă și ne descopere pe Fiul Său pe care L-a dat ca jertfă. Și frații care sunt cu pregătire știu și înțeleg că
mai bine, eu atât cât am înțeles, am încercat să spun și eu la cineva din parc, la... Unde am înțeles? Unde am întâlnit? Oameni le-am spus. Și chiar dacă nu am cunoștință de finalul vieții lor, dar totuși am văzut că s-au bucurat și am simțit pe fața lor că o veste bună ca aceasta, că ești iertat de tot, de tot trecutul tău, cu condiția să primești pe Domnul Iisus în inimă. Aceasta este ceva extraordinar și eu... Vă spun că experiența mea cu sora în vârstă așa m-a făcut să înțeleg că trebuie spus cuvântul. Cuvântul are putere și cuvântul este sursa prin care noi putem să ne pocăim. Să vestim Evanghelia la timp, la timp și ne la timp. Și dacă ne puteți da exemple concret. Da. Când eram la servici, mai căutam așa câte un moment, însă foarte puțin în pauze sau... cu oamenii care știam că primesc și mă ascultă. Dar de când sunt la pensie, unde merg prin parc sau știu eu, dacă mă întâlnesc cu cineva pe stradă și îmi iau de acasă când am câte o Biblie, câte un Nou Testament sau dacă merg la doctor, acolo sigur eu coad la ușe, mai dau și eu câte o carte și le spun, le vestesc, Domnul Hristos a murit pentru noi și vă rog să citiți și unii sunt foarte înțelegători și chiar primesc cu toată inima și îi mulțumesc lui Dumnezeu, chiar dacă nu am Nou Testament sau chiar o Biblie, o broșură, un îndemn, pe fața lor văd așa o reacție de bucurie și cred lucrul acesta că Dumnezeu și încă ceva, baza este totuși rugăciunea. Deci e adevărat că dăm o carte, dăm un testament, dar mă rog, Doamne, fă așa cuvântul să ajungă la inima lor, cum ai lucrat cu mine, te rog să lucrezi, să știe și ei adevărul. Chiar acum, de curând, m-am întâlnit cu cineva în parc și am început să-i spun și a zis, nu primesc. Și am zis, nu, vă rog să mă iertați. Eu când am venit la credință, păstorul nostru, o persoană în vârstă, a zis, vă rog frumos să nu contraziceți oamenii, lăsați-i. Cine vrea să studieze, trimiteți-i la noi și le dăm material, dar nu, să nu avem contradicții între noi. Adică să nu trecem peste cugetul lor. Cam așa, da, și i-am spus, Doamne, nu vă supărați, eu am vrut să discutăm puțin, dar nu e nicio problemă, că nu mă supăr și am încheiat cu pace, dar eu așa vreau să le explic, dar nu am fost așa de primită de doamna aceea, însă era problema cu pomenile, cu praznicele și le-am spus, Doamnă, și eu am trecut pe aici, dar când am văzut cu ochii mei în Biblie și am citit că este o urăciune înaintea Domnului să te închini la chip cioplit și să dai mâncare morților, când am găsit scris cu ochii mei, atunci nu mai am primit adevărul și dacă dumneavoastră găsiți scris așa ceva, sunt convinsă că veți înțelege. Și doamna a rămas așa surprinsă că... De însă am povestea unde merge ea și ce face tocmai în zilele acestea și atunci eu am înțeles că trebuie să nu trecem peste cugetul lor și nici să-i contrazicem așa cum ne-a învățat păstorul în vârstă. Fiecare dintre noi, chiar și da. În mediul evanghelic, avem încredințări diferite. Da. Da. Important da. Este dacă acea credință este ancorată în adevăr, în realitate. Exact. Și pentru noi, ancora ar trebui să fie Sfânta Scriptură, Biblia. Dacă trecem dincolo de Biblie putem să adăugăm sau să scoatem foarte multe lucruri și apoi să fim cumva într-un conflict cu Dumnezeu. Pentru că nu toate lucrurile pe care noi socotim că sunt bune s-ar putea să fie primite și de Dumnezeu. Da. Și invers trebuie să fie procesul. Ceea ce Dumnezeu poruncește și apoi prin lumina Sfintei Scripturi putem aplica și celelalte lucruri. Da, sigur că da. Dar aș vrea să vă mai spun ceva. În afară de a vesti Evanghelia, este important ca acești oameni cărora le spunem să rămânem în contact cu dânsii, să ne rugăm pentru dânsii, să îi ajutăm să înțeleagă și mai bine ce este Evanghelia. Dar ce bine ați spus că vă și rugați. Da, rugăciunea e o putere, este într-adevăr. Așa mult îmi place acolo la sfârșitul Bibliei, acolo la Apocalipsa, unde scrie clar, indiferent ce nivel de cultură ai, trebuie să înțelegi. Deci pentru toată lumea, cine adaugă la legile mele, se adaugă
o sunt, dar cine scoate, îi se scoate dreptul la pomul vieții, deci... Vă referiți la Apocalipsă, în cartea Apocalipsă, că nimic, să nu fie adăugat și nimic să nu fie scos din cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu știu, probabil că n-am ajuns ca să citească aici, ca să-și pună întrebarea, oare acesta e scris sau nu e scris în Biblie? E adevărat, deci... aici mai avem o cutumă a spațiului în care noi conviețuim și anume să nu citim Biblia. De foarte multe ori auzim, eu nu pot să citesc Biblia, că dacă nu o citesc până la capăt, sunt sub blestem. Însă Biblia Cuvântului lui Dumnezeu este scrisoarea de dragoste pentru fiecare dintre noi. Avem obligația să ne informăm de la sursă. Și iată ce lucrare frumoasă a făcut Dumnezeu în viața dumneavoastră. Mulțumesc, n-am cuvinte de laudă și mulțumire. Extraordinar. Și soțul, și unchiul, și mama, și tata, și copilașii. Mai aveți și o fată minunată pe care o să o invităm și pe ea la o viitoare ediție să ne împărtășească experiența sa cu Dumnezeu. Mulțumim. Soră Maria Tomulescu, vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația, că ne-ați împărtășit experiențele dumneavoastră, atât nouă cât și ascultătorilor Radio Vocea Evangheliei. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnului, mulțumim, să vă ajute să împărțiți cât mai multe Noi Testamente și să fiți o mireasmă înaintea tuturor celor pe care îi întâlniți. Amin. Atât în parc, în tren și peste tot. Slăvit Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să vă binecuvânteze și mulțumim. Mulțumim frumos. Din inimă Domnului că este lucrarea Lui și vreau să-i fiu recunoscătoare toată viața pentru harul Lui minunat și pentru dragostea Lui. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvânteze. Și pe dumneavoastră. Mulțumim frumos. Amin. Stimați ascultători, vă mulțumim de asemenea și dumneavoastră pentru răbdarea pe care ați avut-o și astăzi cu noi în ediția aceasta a emisiunii Până la marginile lumii. Vă dorim multă sănătate și dorim, sigur, să ne reauzim cu bine la o viitoare ediție. Până atunci, rămâneți cu noi în continuare pe Frecvența Veștilor Bune, aici la Radio Vocea Evangheliei București.